Ne rugăm lui Dumnezeu pentru fratele nostru Adi, care în după masa aceasta va duce mesaj din partea lui Dumnezeu pentru noi. Adi, Duhul lui Dumnezeu să-ți dea ungere proaspătă și binecuvântată, iar nouă, tot Duhul lui Dumnezeu să ne lucreze la inimă și la minte, să pregătească ogorul acela care să primească sămânța cuvântului. Amin. Așa să fie, așa să lucreze Dumnezeu. De la început facem o treabă. Aici este o întrebare foarte frumoasă, dar steluțele sunt grele și o tot tras de nailon încet. Spune așa de frumos aici, crezi tu în Iisus? Acum, cred că dacă o iau de aici, poate pică toate alelalte și nu e ok. Dar ați văzut întrebarea, crezi tu în Iisus? Crezi în Iisus? Amin. Amin. Dacă nu credeai în Iisus, sigur nu era aici în seara asta. Și atunci stare încântat că avem cu cine merge la drum în seara aceasta. Amin. Doamne. Hai să mai stăm încă puțin în picioare, doar până citesc un text. Un text așa de frumos, care ori de câte ori îl citesc, mă duce cu gândul la o cântare. Și ori de câte ori cânt acea cântare, mă duce cu gândul la acest text. Matei, capitolul 14, de la versetul 22. Am să citesc câteva versete. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă, și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut. Și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus s-a întins mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit, de s-au închinat înaintea lui Iisus și i-au zis, cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Doamne, cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu și stăm înaintea acestui cuvânt viu și roditor. Și mă rog, Doamne, în smerenie, în seara aceasta înaintea Ta, să mă uit în acest cuvânt. Scriptura așa începe. La început era cuvântul. Și Tată, mă rog prin Duhul Tău cel Sfânt, cuvântul acesta să-l faci în seara aceasta ca o sabie cu două tăișuri. Una care ne mângâie acolo la suflet, dar în același timp ne taie. Tată, mântuiește-ne și îndură-te de noi, pentru că noi credem în Tine, Iisuse. Amin. Vă rog respectos să vă reașezați. Și cântarea de care spuneam că mă duce, textul și invers. Când privesc bolta înstelată, ce-i întinsă sus, mă cuprinde un dor să merg înspre Iisus. Sunt ca Petru ce-a pornit pe val, se scufunda mâna mea, vreau s-o țin în mâna Ta. Mâna Ta, Doamne, m-a scăpat din noaptea rea, mâna Ta, Doamne, mă păzește noaptea grea și poate fi valul înalt. Tu ții corabia mea,
mâna ta, Doamne, mă va purta. Și poate fi va un alt, tu ții corabia mea, mâna ta, Doamne, mă va purta. Da, mă va purta și te va purta și ne va purta pe toți, amin. 2022, un an care tare aș vrea să fie pentru fiecare din noi încă un pas înainte. Doamne, ajută-ne! Dar știți cum? Un pas înainte chiar pe ape, chiar pe imposibil, chiar prin necunoscut. Să pășim înainte, amin? Domnul să ne ajute! Din citirea din seara aceasta, versetul 31, spunea Domnul Iisus lui Petru, puțin credinciosule, în acel moment, să fie Fiul lui Dumnezeu acolo, să vezi toate minunile de până atunci și să mai vezi o minune sub tălpile tale și după ce ai făcut câțiva pași, totuși să te îndoiești. E treabă de credință. Dacă te analizezi în seara aceasta, dacă mă analizez în seara aceasta, dacă ne analizăm în seara aceasta, oare ce este mai mare în sufletul nostru? Credința sau frica? Când o tras frica în balans, ne adâncim. Când trage credința în balans, rămânem pe ape, rămânem umblând înainte, rămânem făcând un pas înainte. Ce este credința? Evrei 11:1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Un gând. Credința e o condiție a credinciosului. Nu vă sună interesant? Ne numim credincioși. De ce? Pentru că avem credință. Doamne, Tată, mărește-ne Tu cu credința. Evrei 11:6. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Credința e chiar o unealtă a creștinului, o caracteristică, un lucru elementar a credinciosului, la care Iisus ne îndeamnă să folosim. Să fim, deci, plini de credință. Matei 21:22 spune așa de frumos: tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune veți primi. Doamne, Tată, mărește-ne Tu credința și ajută-ne să mai facem un pas înainte. În versetul 23 din citirea care am făcut-o la început: după ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se noptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. De aici învățăm un lucru absolut fundamental ca și creștini care ne numim. De la Domnul Iisus Hristos, mereu și mereu și mereu se trecea la o parte singur, fie că mergea pe munte, nu așa mult locul cât faptul de a te trage mereu și mereu la o parte în rugăciune. Oare ce mijlocea Domnul Iisus în clipele aceea? Ce s-a rugat El? Cu siguranță se ruga tocmai pentru ucenicii care erau în acea mare învolburată. Doamne, mijlocește și pentru noi azi. Spune Scriptura că El este un mijlocitor la Tatăl. Și astăzi El mijlocește la Tatăl pentru mine și pentru tine, pentru noi toți. Doamne, Tată, mărește-ne credința și ajută-ne să mai facem un pas înainte. E anul nou și așa în ianuarie, cam frații noștri, surorile noastre, credincioșii noștri se apucă bine de treabă aici. Așa că ianuarie, Genesa, și care începe la Noul Testament, Matei de an și citit în seara aceasta din Matei. Și așa undeva la 90% în ianuarie se începe cu Genesa și Matei puternic. Domnul să ne ajute să
merge înainte, Exod, numeri, să mergem. Și așa când fratele Filip ne va întreba prin noiembrie, decembrie, pe unde suntem, cum suntem, tot să fim în Apocalipsa și să tot analizăm acolo arătările. Domnul să ne ajute și El să ne dea biruința. Dacă tot am vorbit de Genesa, doar câteva versete din Genesa capitolul 7. În versetul 1 spune, Domnul a zis lui Noe, intră în corabie tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni. Versetul 4 spune, căci după 7 zile voi face să plouă pe pământ 40 de zile și 40 de nopți și voi șterge astfel de pe fața pământului toate făpturile pe care le-am făcut. Noe a făcut tot ce poruncise Domnul. Noe era de 600 de ani când a venit potopul pe pământ. Vă știți că acest Noe nu a avut nici Vechiul Testament și nici Noul Testament. Cu cât mai multă credință trebuie să avem noi. Și totuși fără ele, a stat credincios lui Dumnezeu. Dar numai imaginați-vă contextul, nu știu cât a studiat, dar nu exista ploaie. Când spunea cuvântul ploaie, era ceva științifico-fantastic. Pentru că spune Domnul, când le-o crea la început, erau apele de sus, apele de jos, era total altceva în atmosfera noastră. Doar potopul a declanșat sistemul de nori care îl avem noi în zilele noastre și care lucrează cum lucrează acum. Și totuși noi a fost credincios, s-a pus pe treabă, a construit o arcă imensă, a fost credincios că la glasul lui Dumnezeu se vor aduna toate sălbăticiunile pământului, toate animalele singure vor intra pe reche acolo și a fost credincios că va veni ploaie, așa cum El a spus. Doamne ajută-ne, oare cu ce am putea compara lucrul acesta în zilele noastre? Puține lucruri. Vine așa prin minte fratele Filip, anul 2021. Spune Duhul Sfânt, Filip, am cu tine o lucrare, Sfânta Treime Cluj, fă paș. Și-a făcut paș. Hai acum să mergem așa în imaginarul. Frumos un pic cu Dumnezeu să avem râvnă și credință. Filip și el, și el, și el, și el, și ea, și ea, și ea, și el, și voi, și noi. Apucați-vă de treabă și construiți, faceți o arcă. Sunt tainic vorbind, nu o arcă, că nu avem nevoie să ne scape Domnul de o ploaie și de foc și de pandemie. Dar faceți un sanctuar, faceți un loc, un loc larg, unde să vă adunați cam un plan mare de mântuire pentru Cluj. Amin? Amin. Știți ce înseamnă amin? Așa să fie. Și eu de multe ori m-au zis că tot strig aici, aleluia, aleluia, aleluia. Știți de ce fac lucrul acesta? Andex spune așa. Aleluia, expresie întâlnită în liturgia creștină în psalmii regelui David din Vechiul Testament, dar și în Noul Testament. Vezi Apocalipsa 19:1. Provine din ebraicul haleluia. Înseamnă lăudați pe Yahweh. Formula care conține particula Yah, care este o prescurtare a numelui divin Yahweh în ebraică. Aceasta este numele propriu al lui Dumnezeu în Biblia ebraică, care înseamnă așa să fie. Aleluia, amin, așa să fie de două ori. Deci ori de câte ori spunem amin și aleluia, spunem așa să fie și mai spunem și Yahweh. Eram la credință și vorbeam de Petru și de credința lui și de credința noastră în seara aceasta și din Scripturi am văzut că această credință vine la pachet. Vă spun și de ce. Iacob 2:26. După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Nu trebuie să explic prea mult că se auzi, înțelege. 2 Petru 1:5-8. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Sunt lucruri așa de adânci și de frumoase și parcă așa de... Le citim mult, le cântăm mult, adeseori mă regăsesc în cântări, sunt chiar versete scripturale, dar puse într-o rimă un pic mai bună să se poată cânta și
le repetăm așa de mult, de 10 ani, de 15 ani, de 20 de ani, unii de mai mult, alții doar de câteva săptămâni, dar sunt frumoase, dar nu, așa că parcă e greu de chiar trăit, nu? Credință, fapte, înfrânare, răbdare, evlavie, dragoste de frați, iubire de oameni. Doamne, ajută-ne să mai facem un pas înainte. Dacă ne analizăm, adeseori putem spune că suntem slabi. Le auzim, le chiar vorbim, le chiar cântăm. Dar la testul de luni dimineață până sâmbătă seara, suntem slabi. Doamne, Tată, învață-ne Tu căile Tale și cum să facem în fiecare zi un pas înainte. Din citirea noastră, versetul 23 spunea, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Doamne, vorbește-ne Tu în seara aceasta. Trebuie să avem în viața noastră acele momente în care ne tragem la o parte și mai ne rugăm, mai ne încărcăm bateriile. Să facem așa o liniște în care intrăm în odaie, în care stăm într-un loc așa, doar noi și Dumnezeu, și ne mai lăsăm cercetați de Duhul Lui. Să ne încărcăm așa, spiritual vorbind. Vreau să vă fac o pildă în seara aceasta. Vezi, Domnul nostru Iisus, când citim Noul Testament, găsim atâtea pilde și adeseori citim cu copiii noștri și în multe lucrușoare parcă e greu să te regăsești în era noastră. Și 100% convins că dacă Domnul Iisus ar fi între noi în zilele noastre, ar folosi alte pilde. Nu cele cu grâul, nu cele cu via, nu cele cu săpatul la rădăcină, cel puțin a 5 centru Clujului, să zicem așa. Unde vă merge mintea prima dată când vedeți o treabă din asta? Că mai are atâta baterie cât să-mi spună nu mai pot funcționa, că am nevoie de încărcare. Dar atâta mai are. Și orice apăs, îmi vine mesajul ăsta. Atâta baterie mai am cât să-ți transmit conștiinței tale că am nevoie de încărcare. Atât. Nu pot nici să mă uit la video, nu pot nici să ascult muzică, nu pot nici să citesc scriptură de pe el, nu mai pot absolut nimic. Așa suntem noi spiritual. Să nu trăim scumpii mei din amintiri. Nu? Am foarte mulți în credință și oameni faini. De multe ori auzeam experiențe deosebite cu Domnul, dacă treci de pe experiența de prin 83, 85, 86 și 90, nu-i suficient. Dar nici măcar experiența de la ajunul de anul nou, ce fain a fost aici, nu-i suficientă. Că am nevoie de ceva mai proaspăt, mai nou. Trebuie să fim zilnici în treaba asta. Și cum ne încărcăm? Ca să nu rămânem doar la vorbe. Un lucru, să-l zicem să fie primul, scriptură. Citire. Fiecare capitol acumulat, cu siguranță va încărca. Și Domnul va lucra. Alt lucru, părtășie. Ce facem noi în seara aceasta, cu siguranță ne dă ceva energie să mai înaintăm, să mai facem un pas înainte. Dar trebuie să avem o disciplină de o viață ca mereu și mereu și mereu și mereu noi să ne încărcăm. Laudă și închinare, ceea ce am făcut la început, aici un jumătate de oră mai bine am stat în muzică, niște cuvinte extraordinare, niște oameni călăuziți de Duhul Domnului care au scris cântările astea peste veacuri. Și ăstea ne încarcă. Chiar încurajându-ne unii pe alții ne încărcăm. Și făcând lucrușoarele acestea, începi încet, încet să... Nu? E mai bun. Nu-i foarte ok, dar nu-i rău. Faci un pic de treabă cu el. Continuăm. Persistăm. Și ce ai nevoie ca să încarci, nu? Toți știm. L-ai pus pe ăsta în priză, care scriptura, care așa, vorbind parabolic, l-ai pus în priză și îl ții. Și ăsta, așa micuțul ăsta, cam trebuie să-l țin toată noaptea în iPad-ul ăsta să mi-l încarce. Câteodată mă trezesc așa pe la 4-5 moi la el și zice că e încărcat 43%. Serios. 43% în atâtea ore.
Da, uite ce am aflat. Am mai aflat ceva. No, ăsta e un pic mai grosuț așa. Când îl pun pe ăsta în priză, undeva la o jumătate de oră îmi încarcă telefonul, îmi încarcă iPad-ul, 100%. Acum am pildă, cum aș putea eu, unde aș putea eu să merg cu asta? Că am zis că avem părtășie frățească, avem toate. Mă tot cercetam și mă gândeam, mă, nu-i bine să spun oamenilor că este ceva cu care te încarci repede, că Dumnezeu nu lucrează cum vrem noi. Dumnezeu nu-i apeși butonul și îți dă cafea rapid. Să nu mai macini, să nu mai mergi, să nu mai pui bricul, să fierbi, să aștepți, să fluiere ăla rusesc, să... Nu, Dumnezeu nu vrea asta cu noi, dar totuși am dat comparația asta să vă mai spun că în Biblia aceasta, de la început, de când mi-am dat viața Domnului Iisus Hristos, am găsit că El are pregătit pentru biserica Lui și pentru ai Lui daruri duhovnicești. Am găsit și creștini care sunt suficienți, sau cum să spunem, și se limitează doar la atât. Doamne Tată, sunt mântuit? Ești mântuit. Duhul Tău cel Sfânt mi-a făcut nașterea din nou. Duhul meu cel Sfânt ți-a făcut nașterea din nou. Îmi ajunge atât. Și devin comozi. Și devin, cum se zice, mecanic la relantiu. Și mergi 5 ani, mergi 10 ani, mergi 20 de ani, mergi 30 de ani și atât e de greu și atâta e de greu și atâta suntem de obosiți și așa de greu e și așa de greu e. Dar dacă în scripturile astea te duci în fapte și le papi acolo la capitolul 2, 3, 4, 5, 6 și când vezi minunățile care le-a făcut Dumnezeu cu biserica Lui și câte daruri duhovnicești sunt, de ce să nu le... Dă-mi-le pe toate, Doamne, dă-mi! 1 Corinteni 14, 12. Tot așa și voi, fiindcă râvniți după daruri duhovnicești să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. Doamne, anul acesta vrem un pas înainte, te rugăm să ne faci părtași la darurile Duhului Tău cel Sfânt ca și adunare, ca și biserică. Apoi așa tot în pildă asta cu telefoanele, mai este o încărcare de la telefon la telefon, cred că toți o știm deja, nu? Iei telefonul și am 6% baterie, Luci, dragă, cât e? Păi am eu la 95%, perfect, le pui eu la altă să lipesc un pic acolo, stau ce stau, pe când ne uităm, am eu 25%, a lui 60%. Ei, asta nu înseamnă că mă pun lângă fratele Filip, stau jos pe bancă, stau 25 de minute și rezist până miercuri în credință. Nu. Știți ce înseamnă? Ce s-a întâmplat aici vineri seara? O vin frate și-au adus mărturii, lucrușoare, cum a lucrat Domnul peste an, și au venit Filip și a pus mâinile peste ei și s-a rugat și a încredințat în brațul Domnului. Și Filip e robul lui Dumnezeu și a fost o încurajare. Ăla e un alt mod de încărcare. Apoi alt mod de încărcare îi... momentul când, nu, cu sora Bianca stau și îi explic câteva aspecte din Scripturi și după aceea îmi spune, Adi, să știi că s-au deschis ochii, să știi că mi-a dat o sete, caut, mă duc și mai dat așa un... Domnul să fie slăvit și lăudat. Și în comparațiile astea cu încărcarea rapidă și cu ceva mai puternic și mai eficient, e referința mea care vreau să o aduc la darurile duhovnicești. Chiar citind așa în fapte, și aici am un verset notat din Corinteni 1, 14, 4, spune așa de clar Scriptura aici, că cine vorbește în altă limbă, și vorba de limbi care ți le dă Duhul Sfânt, se zidește pe sine însuși. Dacă știm lucrul ăsta, cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, apoi nu e asta ceva care va aduce bateria acolo unde trebuie. Domnul să ne ajute. Duhul Sfânt ca un alt pas... Nu doar măsura de Duhul Sfânt care te-a dus la nașterea din nou, dar la un alt pas, experiența darurilor Duhului Sfânt. Doamne Tată, lucrează Tu. Nu sunt o condiție a mântuirii, să fie foarte clar lucrul acesta, Iisus Hristos ne mântuiește prin jertfa Lui. Era tâlharul de pe cruce, apoi ăla nu s-a rugat nici în limbi, nu experimenta nici daruri. Condiția mântuirii e altceva, e Iisus Hristos. Astea alte, tot ce am spus acum, îs pentru... zidirea bisericii, pentru a fi mai eficient în lucrare și în slujire. Și, Doamne, ajută-ne. Și e bine așa că începem să, nu? Să fie așa un pic mai... Doamne, lucrează Tu, Tatăl nostru.
Mai facem un pas înainte. Matei 17:21. Aici e un alt aspect al încărcării, a fi eficient în războiul spiritual. Matei 17:21. Dar acest soi de dragi nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Nu este timp să mă duc în toate detaliile, dar știți despre ce e vorba acolo? Rugăciunea și postul, alt lucru care ne încarcă, ne întărește și ne face eficienți în lucrări foarte grele. Nu e așa că de multe ori ne încercăm într-o situație, într-o familie, ne contactează cineva și intrăm acolo și dintr-o dată parcă s-a declanșat un război spiritual împotriva casei noastre. Trebuie să fim conștienți de lumea spirituală care e acolo, dar postul și rugăciunea, le-a spus Iisus Hristos, biruie lucrul acesta. Vreau să vă pun o întrebare. Acum arată chiar cum trebuie să arate. Arată așa, dar e foarte normal și natural să se consume, pentru că suntem creați să ne consumăm, dar ideea e să nu ne lăsăm să murim spiritual, să ne reîncărcăm zilnic. Dar în formula aceasta, doar 12 bărbați. Știți ce a făcut Iisus Hristos cu 12 bărbați, așa? A schimbat istoria. A schimbat totul pentru totdeauna. Și slava și cinstea lui, și ăștia sunt ucenicii lui Iisus Hristos, care au așteptat la Ierusalim, le-a dat făgăduința și au pornit. Și har Domnului că au ajuns și pe dealurile noastre aici. Și pe unde mergeau, ucenicizau, deschideau, plantau, lucrau, fără oboseală. Avem așa promisiuni frumoase în contextul acestei încărcări pline, spune Isaia 40:31. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturi, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. În citirea noastră, versetul 27, spune Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți, mai facem, Domne, un pas înainte spre tine. Ne ancorăm în promisiunile lui lăsate. Și vreau să mă duc acum la câteva versete din Scripturi. Am ales ca mesajul meu să fie în mare, mare parte Scriptură, pentru că știu că Evanghelia Domnului are putere. Și vreau să vă dau niște promisiuni, una din ele chiar le-a amintit Filip aici vineri seară, la cumpăna între ani, înainte de la ultimul program ce l-am avut aici. Ne uităm prima dată la Iosua 1:9. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Ieremia 29:11. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Isaia 41:10, nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te ia de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic. Eu îți vin în ajutor. Când șuvaiele spumate vin asupra mea și când vântul rău mă aruncă la pământ, deși inima-mi se oprește în loc, eu nu mă tem, mâna mea vreau să o țin în mâna ta. Mâna ta, Doamne, m-a scăpat din noaptea rea. Mâna ta, Doamne, mă păzește noaptea grea. Și poate fi varunat, tu ții corabia mea. Mâna ta, Doamne, mă va purta. Pentru că tot e vorba de apă, trebuie un pic să vină un val și spre mine. Doamne, Tată, mâna ta ne ține. Și acum aș putea să zic, am închis mesajul și cât ați luat, ați luat, a fost pilda cu încărcăturile, mergem acasă, ne punem în priză. Am stat și am cerceptat câteva gânduri și Duhul Sfânt mi-a pus niște lucruri pe inimă. Pentru că prea mulți dintre noi
Pot spune în clipele acestea, da, ai avut câteva gânduri, câteva lucruri, dar le-am mai auzit de 1000 de ori, poate. Dar când te uiți la tine personal, poate spui, eu sunt jos, sunt la pământ. Au trecut ani la rândul peste viața mea și ca un deșert, nu mai mișcă nimic. Și atunci cuvintele astea să se izbească de un zid și să nu fie suficiente. Vreau să vă spun de o altă pildă. Știți că sunt mii de specii de bambus. Este una anumită care iei bulbul, îl plantezi în pământ. Noi românii suntem obișnuiți că am plantat și nu? Prin februarie, prin martie, deja colțișor verzi. Altele care le pui sămânțele astea așa, deja din toamnă lucră peste iarnă și așa. Ei, bulbul ăsta îl iei și îl pui în pământ. 5 ani de zile, zero. Nimic. Liniște totală. Răbdare. Nu e chiar ironic să stai 5 ani de zile nimic. Poate așa e sufletul tău în seara aceasta. Îmi zici, Adi, ai înșirat multe lucruri, dar numai eu știu valea inimii mele prin care trec. E liniște de mulți ani în viața mea. Dar știți care e frumusețea acestui bambus? Vine anul al 6-lea. Și în anul acesta, pur și simplu, în anul al 6-lea, pur și simplu explodează. El crește 10 metri înălțime în același an. Nu putea Domnul să facă și acel bambus ca și toți ceilalți arbori care după un anotimp începe să încolțească? Poate l-a lăsat tocmai să ne îmbărbătăm și de la ceva din natură. Că El a creat totul în jurul nostru. Toată liniștea aceea poate e tocmai să înveți ce era de mai devreme. Acel pachetel care vine cu credința, răbdarea, evravia, frânarea. Dragostea de frați, dragostea de oameni. Poate de a trebuit ani. Nădăjduiește, dragul meu. Crede și așteaptă. Ceva se apropie de sufletul tău, ceva e pregătit de Dumnezeu să schimbe sensul vieții spre bine. Și să începi să mai faci un pas înainte. Amin, aleluia, așa să fie. Vedeți voi Biblia aceasta? Așa e frumos e Dumnezeu. Biblia asta are o grămadă de pilde în ea, de exemple, de istorisiri, dar toate cuprind în ea oameni simpli. Noi de multe ori în mintea noastră avem un percept că Sfântul Petru, Sfântul Ilie, Sfântul, toți au introducerea de Sfânt, ca acum doctor, teolog în... Dar să știți că fiecare om, am citit Scriptura, toți au fost oameni simpli. Și eu personal m-am regăsit cu atâția oameni, dar nu numai aia. Am citit aici și am zis, dar orice pământean se va regăsi aici, într-un exemplu. Biblia aceasta e plină de căzuți, dar ridicați. Zdrobiți, dar restaurați. Pierduți, dar găsiți. Păcătoși, dar iertați. Chiar morți, dar înviați. Așa că mai fă un pas înainte, Petre, pe marea vieții tale, căci Iisus te cheamă. Poate spui în seara asta, eu sunt doar un copil. Uite, câțiva se joacă cu părul unul altul, el desenează, el așa. Și spuneți doar un copil. Și uitându-mă în Scripturi, am găsit lucruri foarte mari cu copiii. Luca 18, 16. Iisus a chemat la sine pe copilaș și a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. E chiar bine să fii un copil și fie ca sinceritatea, simplitatea, onestitatea ta să nu îmbătrânească nicio... Așa îmi place, că nici nu mă aud acum.
Matei 18:3, copilaș, ascultați aici. Matei 18:3 și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Doamne, dă-ne simplitatea lor, sinceritatea lor, că de-aia vorbea Dumnezeu. Băi, am văzut de multe ori bătându-se, dar nu știu cum, că la păcând e pita nou, gata, atât, să iubești și la masă. Nu-i mai niciun stres. Acum azi mar, dar vorbesc mai din trecut. Deci Domnul are foarte multe exemple aici de copii. Nu-i timp, dar sunt extrem de multe exemple în care Dumnezeu s-a folosit de copii cu lucruri extraordinare. Mă duc un pic la tineri, poate spui în seara aceasta, oh, eu sunt tânăr, aveți timp voi aici cu Filip, cu Johnny, cu voi ăștia un pic mai care ori aveți păr mai puțin, ori începe să salbească. Voi să faceți lucrarea Domnului. Eu când am citit în Scripturi, cele mai puternice lucrări ale Domnului s-au făcut cu puști. Samuel, când s-a dus Domnul la el să-i vorbească, nu a fost de anii lui Filip, era tânăr, foarte tânăr. Iisus Hristos, prima dată când a intrat în templu și a dat o învățătură de au rămas toți, a avut 12 ani, dacă bine. David, când a fost uns, l-a dus, era un copilaș tânăr, un băiat foarte tânăr. Ieremia, când l-a chemat Dumnezeu, a fost tânăr. Iosif, cel mai mic din familie, l-a vândut frații lui, săracul, stat acolo în groapa aia, zicea, sigur o să mor aici, până la urmă l-a vândut pe niște arginți, a ajuns în Egipt. Nu putea să zic, m-a dus, sunt gata, sunt aici la palat cu toți, ce credincioși și la părinți și la Dumnezeul lor și la frații mei parșivi care m-au vândut. Nu, un tânăr a revoluționat Egiptul. De acolo pornit lucruri mărețe, un simplu tânăr, când a fost ispitit în multe feluri, nu. Coloană, drept. Și te gândești, mă, cum s-au putut zidi tinerii ăștia singuri să-l ia acum pe unul de-a nost, să-l vinde, să-l furi, să-l pui în mijlocul New York-ului și să-l lași acolo. Și după 7 ani s-auzi că o revoluționat New York-ul și tot se închină lui Dumnezeu. Și cum? Dumnezeu în ei. Daniel, țineți minte pe Daniel. Același lucru. I-a numit acel împărat, nici nu le-a plăcut numele lor de evrei. Bă, auzi, pe voi vă va chema așa, Shadrach, Meshach și Abednego. Și-a hotărât el așa să-i să facă o statuie imensă cu chipul lui. Închinați-vă, ăștia trei. Ce-am văzut noi acasă la mama și la tata? Nu dăm noi pe tot New York-ul vostru. Noi nu ne închinăm. Noi rămânem stabili. Și-a zis, da? Încălziți cuptorul de încă 7 ori. În foc cu ei. Și a venit al patrulea. Tare cred că era al patrulea. Aleluia, tare cred că era al patrulea. Și ce s-a întâmplat? Strigă împăratul și o națiune întreagă se pleacă cu fața la pământ și zice numai înaintea Dumnezeului cerurilor și Dumnezeului acestor tineri să vă închinați, că El este Dumnezeul adevărat. O, Doamne, ajută-ne să mai facem un pas înainte. Și sunt zeci și zeci și zeci și zeci de exemple de tineri și nu poți să spui în seara aceasta, eu sunt prea tânăr să fac altul. Acum ai floare, acum ai timpul. E mai greu un pic, nu, Johnny? Nu e mai greu cu trei micuți pe lângă tine? E foarte greu. Și eu m-am chinuit cu voi. Uite-te, scumpule, că vin să-ți... Mi-a fost foarte greu, dar m-am dus înainte. Și mi-am încărcat bateria în fiecare zi. Și nu o să mă predau niciodată să termin cu lucrarea asta. Până voi închide ochii. O voi face cu toată sârguința posibilă. Trecem de la tineri și sărim până la cei vârstnici. Poate spui în seara asta, am trăit traiul, mi-am păpat mălaiul, cum era vorba așa parcă. Avram avea promisiuni din partea lui Dumnezeu, dar Avram ăsta era ca și bulbul ăla de bambus din pământ, cu grămadă, am dat mulți, nu 5. Așa de mulți a fost încât, când a vorbit Dumnezeu că soția lui va naște, a început să râdă săraca Sara, că și ea era, cred că era, nu mai avea, era la 4-a proteză deja. A început să râdă Sara și ce Scriptura, cât e nisip și pe malul mării.
Atâta neamosează din tine, Avrame. Și în râsetele lor și în hazul lor, că au așteptat săraci, au așteptat zeci și zeci și zeci de ani și își pierdea un pic nădejdea că chiar îi și l-a folosit pe Avram cu putere. Mai este unul, înainte de a stabili Domnul că e un pic prea greu la oameni să ducă atâți ani, era o eră când oamenii mergeau până spre 1000 de ani, aproape trăiau. Și e vorba în Scripturi, la început acolo, că o să fiți luna asta pe acolo, Enoch, 300 de ani. Așa de frumos spune, Enoch putea și el trăi 900, niciun stres. Dar zice Scriptura că la 300 de ani nu s-a mai văzut că l-a luat Dumnezeu. Deci omul ăsta a umblat 300 de ani. Noi am umblat 3 ani și deja am artrită. Să mai fac altul. Noi, la 600 de ani, știi mai devreme, credincios, nu tu Vechiul Testament, nu tu Noul Testament, trecem repede de la vâstre, că ceasul ăsta deja, așa, poate, draga mea, și vă știu pe două din voi cel puțin în seara asta aici, poate ești o văduvă și eu mi-am pierdut mama. Din punctul ăla de vedere pot să zic că sunt orfan, dar când mergi acasă, nu zic unde, caută în Scripturi și află unde e Naomi și citește toată istoria lui Naomi. Și vei vedea că Dumnezeu revoluționează încă o situație, își schimbă încă o istorie într-o zonă anume a Scripturii. Deci Dumnezeu e așa de frumos și de ce crezi că le-a lăsat fiecare situație? La întâmplare? Nu. Ca să vă întăriți în seara aceasta. Să credeți că Dumnezeu lucrează. Poate e singură, poate e singur, poate ești văduv. Dumnezeu te poate folosi cu putere și pe tine. Poate ești distrus la pământ, ai avut boli, ai pierdut investiții, lucruri, financiar, lovit și zici, nu, acum mi-ai înșirat toate mesajele astea în seara aceasta și Scriptură și așa, dar mă, eu-s lovit. Du-te acasă și uită-te la Iov și vei vedea că nu ești lovit nici 3% cât a fost Iov. Tocmai să te întărești în seara aceasta și să mai faci un pas înainte. Poate ești lipsit așa de trăsăturile astea feminine mai frumoase, nu? Că femeile foarte mult se complexează în fiecare dimineață, se tot uită în oglindă și așa, nu? Avem în Scriptură o femeie, o chema Lea. Și chiar Scriptura zice că, citiți voi acolo, vedeți cum, dar Dumnezeu a folosit-o și pe ea. Nu-i vorba de frumusețea trupului, că în pământ vom ajunge fiecare. Că e peste câțiva ani, că e peste mai mulți, mai puțini. Poate ești fricos. Ai momente așa în care ești fricos. Să știi că am găsit despre Gedeon niște situații în care am zis, bă, ăsta a fost fricos acolo. Dar după aia nu-i mai fricos Gedeon. E exact opusul. Sau Iona, nu? Putem zice, mă, dar de ce-o procedat așa? Să fii în dialog cu Dumnezeu, cerului și a pământului și tot să faci exact tot invers, ce zice el. Frică. Dar Domnul te folosește și dacă ești fricos. Apropie-te de el și el te umple de credință și de curaj. Poate ești credincios, dar îndoielnic. Cum să scap de starea asta? Oare sunt un laș? Am credință, dar uite cum am procedat lunile trecute. Am procedat așa, vai, nici să nu afle frații, să nu afle surorile. Atât am fost de îndoielnic în procedura mea de... Nu știu cum e posibil așa. Am găsit cazuri, chiar la care le spune Sfântul Ioan, Sfântul... Uite aici, Ioan Botezătorul. El s-a îndoit de poziția lui Iisus Hristos. Matei 11, 2 și 3. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui, Hristos, și-a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Ioan Botezătorul, pe ăsta avea o gură, o strigat în pustie, cum l-au auzit? Cum l-au auzit oamenii? Așa de tare striga în pustie că toți se adunau acolo spre pustie, că s-a auzat ceva. Vine, 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 vine. O să vină, se apropie și când s-a apropiat, de tine eu trebuie să fiu botezat. Nu, hai să împlinim Scripturile acum. Și Ioan a fost acolo când cerul s-a deschis. Și s-a spus, iată fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea, de el să ascultați. Și după aia Ioan să se îndoiască când ajunge în închisoare. Și mă gândeam, Doamne, poate l-ai lăsat aici să-l citesc, și să mă întăresc, că și eu m-am mai îndoit un pic prin septembrie, dar m-am îndoit toată și în iulie, dar chiar și în noiembrie m-am îndoit. Vreau să mă întăresc și să merg înainte, în compas cu tine, Domnul meu. Toma, toți știm despre Toma, trebuie să citesc. Ioan 20,
De la 25 la 29. Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, acum voi credeți că ucenicii au trimis pe WhatsApp un mesaj? Toma nu crede. Nu. Nu i-a spus nimeni nimic. Iisus ne cunoaște, dar și azi ne pătrunde mințile și gândurile și ne pătrunde pe fiecare care suntem aici. Le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, a dus degetul încoace. Și uită-te la mâinile mele. Și a dus mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis, Iisus, pentru că m-ai văzut și ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Și acolo suntem noi în seara aceasta. N-am văzut și am crezut. Și va fi ferice de noi. Să ne ducem mântuirea până la capăt. Bun, mai mergem o postată. Poate vei zice, da, până acum ai înșirui vârstre și situații neprevăzute. Acum mă duc un pic la niște păcate și unele chiar grele. Poate vei zice, am probleme cu minciuna. Să știi că am găsit la un moment dat niște aspecte unde Iacov a mințit. Dar s-a pocăit, s-a redresat și Domnul l-a restaurat. Dacă ai problema asta, în seara asta Dumnezeu te poate elibera, te poate sfinți, te poate curăța și să o depășești și să mai faci un pas înainte, amin? Poate ai problemă cu banii, nu? Avar, așa, prea lacom după bani. Noi știm din Scriptură și din istorie că vameșii erau foarte lacom și uitați-vă, citiți despre Zacheu, Matei, care scrie această Evanghelie din care am început să citim, și el a fost un vameș și acolo a chemat Hristos. În carte Matei, vameșul, schimbat de Dumnezeu și a ajuns la postura de apostol, în capitolul 9, versetul 11, spune, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus Hristos știa să se apropie de oamenii care aveau nevoie de el. Poate alergi foarte mult pentru cele pământului și aici ne putem regăsi aproape toți. Este un exemplu aici în Noul Testament, Marta, asta mereu, asta tot timpul când o întrebai, mă, hai, tai un pic la părtășie, nu, că trebuie să fac sărățele, hai tu un pic, nu, că acum am pus de cuib de vespi, hai, te rog un pic, spancovele la ta, mi-au dospit. Deci asta n-avea timp de nimic, ea era foarte, foarte dusă, nu mi se întâmplă și nouă, măi, închinare în seara asta, da, vine familia lui fratele cutare la noi după și rămân să mai fierb sub o dată. Și totuși Hristos o folosește pe Marta și dacă citiți, veți găsi. Poate te-ai lepădat. Nu? Am găsit în Scriptură pe Petru, Sfântul Petru, cum spun ortodoxii noștri, Sfântul Petru s-a lepădat de 3 ori. Sfântul Petru calcă pe ape și îl ia frica. Poate ai starea aia, faci multe, dar te uiți în spate și wow, numai eu și Domnul le știu în câte situații m-am lepădat prin atitudinea mea. Dar de aia Domnul i-a lăsat în circumstanțele astea. De 3 ori a cântat cu coșul și putea Hristos să zică data viitoare când s-a întâlnit cu el, putea să zică, te-am lepădat, Sfântul Petru. Nu. Nici măcar nu l-a certat. Iubis, mă iubești, Petre. Mă iubești, Petre. Paște. Mă iubești, Paște. Mă iubești, Paște. Ia și lucră că viața e scurtă, lucrarea e mare în fața. Și pe tine voi clădi biserica. Pe un laș? Da, un laș restaurat. Vreau să ai nădejde în seara aceasta, că Dumnezeu te zmulge din orice situație critică în care ești. Te răscumpără de acolo. În citirea noastră, versetul 20-28 spune, Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Poate stai în seara aceasta și zici, da, minciună, lepădare, laș, dar am probleme cu imoralitatea, pornografie, alte stări. Și am găsit aici,
Bă, dar chiar toate categoriile a putut Dumnezeu să le includă în Scriptura asta? Toate. Toate le-a inclus. Maria Magdalena. Femeia aceasta nu că a căzut. Femeia aceasta făcea venit din lucrul ăsta. Trăia în păcatul ăla, făcea venit din păcatul ăsta. Era, să nu-i zic pe nume cum era. Ioan 8, 7. Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea? Că au știut să o prindă repede și să o aducă acolo. Învățătorile, ce să facem cu asta? Cum ne-am prins-o? Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor. Și-au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne? I-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: nici eu nu te osândesc, du-te și nu mai păcătui. Ce mare har avem în Iisus Hristos. Roman 6 așa începe. Ce vom zice deci atunci? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Că deja era așa întrebarea pusă oarecum. Dacă harul lui Hristos e atâta, trebuie păcătuit să fie har? Nici de cum! Frumos, Domnul nostru, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Și te rog, Luci, să lași asta până la sfârșitul mesajului și până ne despărțim de locul acesta, să ne intre bine în minte cine este Iisus Hristos și de unde ne poate restaura. Roman 6:6. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Galateni 5:24. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Și vreau să mă duc și la adulter. Da? Bărbați căsătoriți, femei căsătorite. Se întâmplă, s-a putut întâmpla. Și am văzut omului Dumnezeu, moment de neveghere, David, iese pe balcon și vede o femeie din vecini și o place la chip. Și știți istoria, n-are rost să mă duc la detalii. Dar nu doar că a păcătuit și a căzut în adulter. Măi, oameni buni, după aia face crimă organizată. Ia adună pe toți, bă, care-i soțul ăsta? Că asta e tare faină. Deci n-avea nici. Și organizează să fie pus soțul ei în prima linie a bătăliei ca să fie ucis. Și a fost și ucis. Și după merge și o ia de nevastă. Serios. Și de acolo vine omului Dumnezeu, prorocul Domnului, și tot în pildă îi vorbește de o mielușă. Și atunci David al nostru se zdrobește. Putea să zică: mă, repede, prorocii ăștia mincinoși, hai cu ei, ce? Și să-și vadă de-a lui. Nu. A știut glasul și s-a zdrobit. Și pe când Satana spunea: iată că am sfârșit cu David, e gata, e ferfelit, e flendure, e irecuperabil, de acolo din praful drumului, când Satana spune e imposibil, vine culmea frumuseții lui Dumnezeu și se naște Psalmul 51. Și după vreo 2500 de ani, noi încă astăzi ne regăsim în el. Și așa ne vorbește Duhul Sfânt și Dumnezeu prin acest psalm. Curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada.
Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință, atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Și spune istoria și Scriptura că David a fost om după inima lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că s-a ridicat. Pentru că s-a lăsat ridicat. Haleluia, glorie Domnului! Marcu 2:17. Iisus le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctori, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Mâna Lui se va atinge de noi din orice situație. Oricât de grav ar fi situația, El ne poate smulge de acolo. Chiar și dacă zici că eu sunt mort spiritual, eu atâtea am făcut în spatele meu că eu am murit de mult spiritual. Ezechiel 37:46. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul Dumnezeul către oasele acestea, iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia, vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune duh în voi și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. Vreau să ne rugăm, dar înainte să ne rugăm, cânt o cântare. Cântarea exact mesajul acestei seri, mai fă un pas înainte. Și dacă vrei ca Domnul să lucreze cu sufletul tău și să te ajute să mai faci un pas înainte, dacă spui că încă n-ai parte de mântuire, Domnul ți-o dă și te încurajez în 2022 să o citim împreună. Și când ne întâlnim în decembrie, să mă întrebi, ai terminat-o, am terminat-o tu și eu. Haleluia! Amin! Haleluia! Amin! Așa să fie! Fă un pas înainte, creștine care azi ești năpătit de gânduri ce spun că o să cazi. Acum când tu te clati și nu mai ai răspuns, mai strânge-ți azi puterea și cheamă-L pe Iisus. Căci nici chiar pe tâlharul la moarte condamnat, când s-a căit pe cruce, Iisus nu l-a lăsat. Iisus nu l-a lăsat. Înainte, chiar dacă ești căzut și vechi frați într-una îți spun că ești pierdut. Acum când desnădejdea te trage tot mai jos, te-ndemn, ridică-ți ochii, privește-L pe Iisus. Căci chiar și pe Petru, care s-a lepădat, când și-a plâns păcatul, Iisus nu l-a lăsat. Iisus nu l-a lăsat. Mai fă un pas înainte, o suflet
că poți să fii salvat. Atâta timp cât încă te mai poți pocăi, Scriptura vrea să-ți spună că tu nu vei muri. Căci orice om din lume, oricât de păcător,